Bine v-am regăsit în zăpadă, în Șirnea, o localitate care cumva pare să fi pierdut din întâietatea pe care a deținut. A fost primul sat turistic al României, primul sat turistic internațional al României, născut la inițiativa unui inimos profesor pe numele său Nicolae Frunteș. Fiul lui Radu Frunteș astăzi continuă să ducă mai departe cel puțin istoria de ieri. Noi vom încerca să vedem între ieri și mâine unde reușește să se mai placeze Șirnea, care cumva tinde să fie eclipsată de localități apropiate precum Bran și Moeciu. Totuși, ce s-a întâmplat și mai ales ce se poate întâmpla? Nu va fi o anchetă, va fi o poveste. O poveste care începe undeva, poate să spunem, pe la primul război mondial, pentru că nu departe de aici a fost linia frontului și primele lovituri militare ale României în primul război mondial de aici de aproape s-au tras. De atunci și până acum însă Șirnea a evoluat, apoi a involuat și acum încearcă să trăiască din nou. Numai că e prinsă la mijloc, între tendințe. Tendința pe de-o parte de a conserva ceea ce exista tradițional și reprezenta cândva mândria Șirnei și dorința de a aduce turiști în zonă, poate mai pasionați de facilități moderne. Dar întrebarea este, e chiar așa o contradicție mare între tradițional și modern? Nu e posibil să construiești într-un stil neotradițional, să spunem, fără să mai dărâmi ceea ce există sau fără să adaugi ceea ce poate mai bine? N-ar exista într-un peisaj atât de tradițional. Nu stăm să judecăm pe nimeni. Ne punem doar întrebări și încercăm să descoperim răspunsuri și povești ale acestui loc. Un loc pe care lumea cumva îl redescoperă, numai că, într-un fel sau altul, rămâne cumva împotmolit, nu știu dacă în nămeți, cât mai degrabă în lupta dintre diversele mentalități. Dar noi încercăm să aflăm toate răspunsurile. Haideți cu noi!